Frații mei, credința în Dumnezeu atotputernic nu înseamnă că îl trădăm pe Domnul Isus, ci că ținem pasul cu lucrarea lui Dumnezeu, deoarece Dumnezeu atotputernic este Domnul Isus întors. Iar el face o etapă mai înaltă a lucrării bazate pe lucrarea Domnului Isus. Așa cum Domnul Isus a făcut lucrarea de răscumpărare bazându-se pe lucrarea lui Iahve Dumnezeu, deci aceste trei nume, Iahve, Isus și Dumnezeu Atotputernic sunt nume diferite pe care Dumnezeu le-a luat pentru a-și face lucrarea în epoci diferite. Numele nu-s la fel, cum nici lucrarea nu-i la fel. Dar El este unul Dumnezeu. Esența Lui rămâne esența Lui Dumnezeu și toți sunt un singur Duh. Să citim cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic. Deschideți la pagina 936. Dumnezeu Atotputernic spune, lucrarea pe care Isus a făcut-o a reprezentat numele lui Isus și a reprezentat epoca Harului. Cât despre lucrarea făcută de Iahve, l-a reprezentat pe Iahve și a reprezentat epoca legii. Lucrarea lor a fost lucrarea unui singur spirit în două epoci diferite. Deși ei erau cunoscuți sub două nume diferite, era același duh care îndeplina ambele etape ale lucrării, iar lucrarea făcută a fost continuă. Precum numele era diferit, iar conținutul lucrării era diferit, epoca era diferită. Când a venit Iahve, aceea a fost epoca lui Iahve, iar când a venit Isus, aceea a fost epoca lui Isus. Și astfel, cu fiecare venire, Dumnezeu este cunoscut sub un nume. El reprezintă o epocă și el deschide o nouă cale. Și la fiecare nouă cale, el își asumă un nou nume, care arată că Dumnezeu este întotdeauna nou și niciodată vechi, și că lucrarea sa nu se oprește niciodată din a progresa în direcția înainte. Istoria merge întotdeauna înainte, iar lucrarea lui Dumnezeu merge întotdeauna înainte. Pentru ca planul său de gestionare de șase mii de ani să ajungă la sfârșit, trebuie să continue să progreseze în direcția înainte. În fiecare zi, el trebuie să facă o nouă lucrare. În fiecare an, el trebuie să facă o nouă lucrare. El trebuie să deschidă noi căi, trebuie să lanseze noi epoci, să înceapă o lucrare nouă și mai mare. Și, împreună cu acestea, să aducă noi nume și o nouă lucrare. De la lucrarea lui Iahve până la cea a lui Isus și de la lucrarea lui Isus până la cea a etapei actuale, aceste trei etape acoperă într-un fir continu întregul sortiment al gestionării lui Dumnezeu și sunt toate lucrarea unui singur Duh. De la crearea lumii, Dumnezeu a fost întotdeauna ocupat cu gestionarea omenirii. El este începutul și sfârșitul. El este primul și ultimul și El este Cel care începe o epocă și Cel care încheie epoca. Cele trei etape ale lucrării, în diferite epoci și în diferite locații, sunt fără îndoială lucrarea unui singur Duh. Toți aceia care separă aceste trei etape se află în opoziție față de Dumnezeu. Acum, se cuvine să înțelegi că toată lucrarea din prima etapă și până astăzi este lucrarea unui singur Dumnezeu, lucrarea unui singur Duh. În privința aceasta nu poate exista nicio îndoială. Cuvintele lui Dumnezeu atotputernic sunt clare. Dumnezeu atotputernic este Iahve, care a dat legea de călăuzire a vieții oamenilor. Și El este Domnul Isus, care a fost răstignit pe cruce pentru răscumpărarea omenirii. Lucrarea de judecată făcută de Dumnezeu atotputernic lucrarea de răscumpărare făcută de Domnul Isus și lucrarea legii făcută de Iahve, Dumnezeu, toate sunt făcute de același Dumnezeu. Dumnezeu mântuiește omenirea puțin câte puțin, conform planului său și nevoilor omenirii. El ne salvează. Acceptarea numelui de Dumnezeu atotputernic nu înseamnă nerecunoașterea sau trădarea Domnului Isus ci înseamnă urmarea pașilor mielului, păstrarea căii lui Dumnezeu și urmarea lui cu credință. Dumnezeu aprobă asta. Astfel cum scrie și în Apocalipsa 14.4. Ei îl urmează pe miel oriunde merge. Ei au fost răscumpărați dintre oameni ca prime roade pentru Dumnezeu și pentru miel. Cine apără numele lui Isus și refuză să accepte numele de Dumnezeu atotputernic, îl trădează pe Dumnezeu și el îl va elimina. Ca în vremea lucrării făcute cu numele de Isus, când discipolii au acceptat noua lucrare urmându-l pe Domnul Isus și au rămas pe adevărata cale, netrădându-l pe Iahve Dumnezeu, ci mai degrabă au ținut pasul cu Dumnezeu și doar ei au fost cei care i-au fost credincioși. Fariseii care credeau că erau credincioși lui Iahve Dumnezeul, apărau numele său, negându-l pe Domnul Isus. Drept urmare, nu numai că nu au câștigat lauda lui Iahve Dumnezeu, ci au fost și pedepsiți și blestemați de Dumnezeu. Deci avem de învățat o lecție din eșecul fariseilor. Să acceptăm numele lui Dumnezeu atotputernic și să urmăm pașii lui Dumnezeu. Doar așa îi putem obține mântuirea. Sora Wang, ești în stare să accepti părtășia noastră? Surori, de mulți ani simt că numele Lui Dumnezeu cuprinde multe mistere, dar niciodată nu am putut găsi răspunsuri. Dar astăzi mi-am lămurit multe lucruri din părtășia voastră. Voi studia cu atenție tot ce ați vorbit voi astăzi. Slavă Lui Dumnezeu! Domnului! Da, și eu voi da, face la așa fel. E minunat. Frați și surori, din această părtășie am realizat că numele lui Dumnezeu se stabilește conform planului său al lucrării de mântuire. Și în timpul lucrării, pentru ca oamenii să-L cunoască mai bine și pentru mântuirea lor, El și-a luat diferite nume. Și în fiecare nouă etapă a lucrării, El ia un alt nume dezvăluind o parte a firii sale făcând noi lucrări și adoptând nume noi în continuu, el își dezvăluie oamenilor a tot înțelepciunea și minunățiile, pentru a vedea că el nu este numai Iahve, Dumnezeul care a dat legea de călăuzire a vieții oamenilor, ci că el este și Domnul Isus, mântuitorul iubitor și milostiv, dreptul și sfântul Dumnezeu a tot care a exprimat cuvintele judecății și mântuirii omului și care poate distruge vechea lume. Așadar, vom cunoaște întreaga fire a lui Dumnezeu și ceea ce El este. Vom ști că El este atot cuprinzător. că El este un Dumnezeu al abundenței, Domnul creației care a creat și stăpânește toate lucrurile. Aceasta este semnificația lui Dumnezeu care ia un alt nume în fiecare epocă. Când toată lumea îl înțelege cu adevărat pe Dumnezeu. Când lucrarea de mântuire, adică planul său de gestionare de șase mii de ani se încheie, numele său de pe pământ se va termina. Deschideți la pagina 934 pentru un pasaj din cuvintele lui Dumnezeu tot puternic. Dumnezeu tot puternic spune: Va veni ziua când Dumnezeu nu va fi numit Iahve, Isus sau Mesia. El va fi pur și simplu Creatorul. La acea vreme, toate numele pe care El le-a avut pe pământ se vor sfârși, căci lucrarea sa pe pământ va ajunge la final, după care numele sale nu vor mai exista. Când toate numele intră sub stăpânirea Creatorului, ce nevoie are el de un nume foarte corespunzător, totuși incomplet? Cauți încă numele lui Dumnezeu acum? Îndrăznești încă să spui că Dumnezeu se numește doar Iahve? Îndrăznești încă să spui că Dumnezeu se numește doar Isus? Poți suporta păcatul blasfemiei împotriva lui Dumnezeu? Când va veni vremea, Dumnezeu nu va mai folosi nume potrivite, dar incomplete, să le reprezinte. Nu va mai fi numit Iahve sau Isus sau Dumnezeu atotputernic, ci îi se va spune Dumnezeu însuși, cu putere și autoritate, Domnul Creației. Astfel îi se pot adresa lui Dumnezeu oamenii.